Bună ziua și bun găsit la Daily Briefing. Claudiu Cazacu sunt mă bucur să ne auzim. Discuția noastră include doar opinii despre piețe, nu recomandări de tranzacționare. să fim atenți la riscurile uh, induse, de variabilitatea imposibil de anticipat uh, și uh, a instrumentelor financiare și de asemenea uh, să fim atenți la amplificarea efectului uh, de uh, la amplificarea acestor riscuri induse de efectul de levier. E posibil să am, să am ocazional expunere pe instrumentele discutate sau pe unele corelate cu acestea. Iată cum arată piețele în deschidere. Mă uitam pe bursa germană. Aici putem vedea o mișcare ascendentă. Este și singurul instrument pe care am și expunere orientată asimetric. Cum discutam și zile trecute mai, mai mult lung, am mai amplificat ieri poziția, dar evoluția de astăzi n-aș putea spune că este cu totul, cu totul limpede. Cel puțin, dacă ne uităm în fluxurile de știri, nu o să găsim vreo explicație și în calendarul financiar avem niște cifre, dar iarăși e mai greu să ne legăm de acestea. Situația din Statele Unite însă s-ar putea să joace rolul unui actor, unui actor, să spunem, e un termen de specialitate, dar e un, e un personaj care nu se vede cel puțin o perioadă, dar care contribuie la desfășurarea a, a, mișcărilor de pe scena vizibilă. Pentru că, iată, un lucru ce ne poate uh, deschide puțin ochii, euro se deste într-o tendință de creștere și, la fel și piața de capital uh, europeană, mai puternică revenirea decât cea din Statele Unite. Ce înseamnă asta, uh, din punctul meu de vedere, înseamnă că o parte a optimismului de acum, din, uh, din piața europeană, nu are de-a face sau merge împotriva curentului, să spunem, nefavorabil pe care l-ar fi indus un euro mai puternic, o monedă unică europeană mai puternică. În același timp, lucru neobișnuit, s-a mai întâmplat ocazional, dar în general nu, piața europeană este mai puternică decât, decât cea americană. Și cred că este vorba de cadrul mai larg al optimismului, care încă susține piețele, poate prin poate printr-un uh, impuls de, de, epuizare, un impuls de final de mișcare, dar încă le mai susține în sens ascendent, traderii aleg Europa în detrimentul Statelor Unite, gândindu-se că poate, deci fără a, fără a vedea ce puțin pe indici deocamdată vânzări foarte consistente, gândindu-se că poate riscul de shut, government shutdown este unul, uh, este unul vizibil. Sau poate luând în calcul Faptul că, chiar și fără reformă fiscală, în Europa lucrurile arată relativ bine macroeconomic, și deși au fost niște discuții ieri despre cum chiar la jumătatea acestui an ar putea fi anunțată oprirea programului de injecție de lichiditate. Deci reținem toate lucrurile discutate până acum, dar anumite profituri ale unor companii sunt peste așteptări. De exemplu, fără a găsi vreo explicație directă, m-am apucat să studiez situația pe companii diferite din indicele german care au avut creșteri importante. Și am aflat astfel despre cum. BASF a raportat un operating earnings, deci un câștig, un profit operațional de plus 32% față de anul anterior, în timp ce deci, valoarea EBIT a fost de 8,3 miliarde de euro față de 7,9 miliarde, iar net income, să spunem un echivalent al profitului net Plus 50% până la 6,1 miliarde de euro Mult peste cele 5,3 miliarde văzute de analiști Și uh, acest uh, lucru poate a susținut o parte din, uh, din aprecieri uh, Peste 2% crește BASF acum Mai avem uh, uh, Adidas care a evoluat și mai puternic pentru care nu am găsit uh, informații deocamdată și mai sunt alte câteva titluri, dar în general acestea sunt cele mai puternice. Thyssen, Thyssen Krupp a mai venit cu cu să spunem promisiuni pentru o strategie mai, mai eficientă și este unul dintre titlurile care cresc foarte mult. Dar altfel pare a fi o chestiune nu specifică, și o chestiune generalizată, deci susținută cumva și de câteva dintre raportări, dar mai ales cred că e ideea aceasta că Greu de crezut acum câțiva ani, dar, dar în prezent, față de nesiguranța pe care o ai în Statele Unite, piețele de capital europene ar arăta puțin mai, 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 mai bine susținut. Totuși, asta este ceea ce putem discuta pe baza informațiilor raportate. Mai este ceva și anume votul la nivelul, să spunem, organizațiilor locale în cadrul Partidului SPD din Germania. În urma acestui vot se poate începe o negociere pentru un nou acord Grand Coalition, o mare coaliție cu CDU sau vor cădea aceste discuții și posibil ca revenirea puternică pe care o vedem acum să aibă de a face cu aceste, cu aceste aspecte, pentru că este un salt deosebit de, de pronunțat. Bun, nivelul de rezistență ar fi pe la 400 și 408. Ulterior vorbim poate despre un 425 și 505. Piața a avut un câștig destul de consistent aici, dacă nu e ceva foarte, foarte solid sau mai degrabă ceva care să fie confirmat, nu să fie doar pe surse, mai ales pe surse pe care deocamdată nu le vedem. Deci e o, o pură presupunere în momentul de față, referitoare la viteza de, de apreciere, ceea ce am discutat. Dacă nu se întâmplă așa ceva, atunci e, e loc poate pentru o ajustare sau pentru o pauză. Nivelul de suport a fi pe la 346 și ulterior pe la 13.300 de puncte. Ulterior, 253 și 194 și minimul de la 129 și 13057 mai jos. Eu sunt destul de curios pentru că piețele au devenit destul de sensibile și uneori chiar fără vești importante. Sunt curios față de nivelul de închiderea sesiunii de astăzi și ce se va întâmpla după weekend. Pentru că putem construi mai multe scenarii, piețele se închidă optimist și votul de duminică să fie unul nefavorabil, atunci gap negativ. Piețele se închidă mai slab decât suntem acum sau cu, în orice caz, pe scădere față de ultimele ore ale ședinței și uh, votul să fie unul pozitiv, caz în care avem, uh, deci vot pentru formarea unui guvern, caz în care avem posibilitatea unui gap pozitiv. Și uh, uh, mai există, bineînțeles, scenariul în care votul nu, uh, nu contrazice tendința din ultimele, din ultimele ore. Dar și atunci cred că pot apăra niște mici, mici diferențe, probabil niște micro gapuri dar în orice caz un potențial mai, mai restrâns față de cel al unei surprize serioase. Așadar, un weekend non plictisitor, un weekend care promite, promite să aducă în deschiderea asiatică pe futures și în, în Europa futures pe, pe Germania mai târziu, abia la 9 dimineața ora noastră. Deci features pe alte pe alte instrumente și pe alți indici poate să aducă anumite anumite uri Văd că și piața americană care uh, ieri s-a cumva s-a uh, retras parțial, dar au fost niște niște fluctuații uh, limitate uh, în apropierea maximelor istorice. Piața uh, pare a avea din nou o tendință mai optimistă. Suntem la o înălțime însă destul de periculoasă dacă nu se ajunge la un vot. Despre ce e vorba? Despre o temă care părea a fi o chestiune aproape banală, dar a devenit în ultimele zile un factor de presiune prin care democrații încearcă să forțeze republicanii să accepte anumite concesii pe tema imigrației. Republicani, urmând agenda președintelui Trump, ar dori uh, limitarea severă a imigrației și inclusiv acordarea de cetățenie copiilor celor care au sosit ca imigranți ilegali, dar care au crescut în Statele Unite și deci -au, se presupune că s-au integrat mai, uh, mai bine. Uh, există deci niște diferențe de ideologie ap aproape, care însă, se pot înfrunta, nu direct, pentru că ar fi destul de greu, supoziții și niște diferențe aproape irreductibile, dar se înfruntă pe terenul mult mai pragmatic al deciziei fiscale și deciziei de finanțare a guvernului. Pentru că toată lumea va avea de suferit, dar fiecare tabără își face, de fapt, calcule de ordin politic. Pe cine vor învinovăți americanii dacă serviciile publice se. se opresc parțial, nu totul în gheață, de luni, dar unele servicii da, am mai avut discuțiile acestea acum, acum câțiva ani. Bănuiam că le vom relua la un moment dat, dar atât timpul a trecut foarte repede. O chestiune general valabilă, cred. De când nu mai ești copil, totuși timpul începe să se scurgă neașteptat de rapid. Dar acum, cred că piețele au un mod de dezvoltare de genul relaxare până aproape în ultima clipă, când dintr-o dată pot să intre într-un fel, într fel de panică. Nu este panică încă, se discută, în Camera Reprezentanților s-a votat un pachet pentru finanțare, iarăși o prelungire de, de urgență, pentru o perioadă, nu e o nu e soluție nedeterminată. Însă în Senat, republicanii nu se descurcă fără democrații. Cu ajutorul la, cred că, nu mai rețin exact, în jur, în jur de 10, cred, 10 sau 12 ar fi, ar fi de ajuns pentru a trece această măsură. oricum nu se pot descurca singuri, e nevoie de, de mai mult, de, de bipartisanship. Și părerea mea e că piețele sunt parțial îngrijorate dar mai puțin de 50% îngrijorate că lucrurile ar putea scăpa de sub control. Această temere uh, se reflectă și în evoluția dobânzilor. Uh, tenier a depășit 2,63 și uh, lucrul acesta, în alte condiții, dacă ar fi fost perceput ca un trend sustenabil și nu o chestiune de moment, cred că ar fi dus la anumite tentații de vânzare în, în piețele de capital. Nu se întâmplă asta pentru că traderii privesc selectiv situația și mai ales traderii din piețele bursiere consideră că e o chestiune rezolvabilă și că dobânzile nu au crescut decât pentru că Uh, avem această posibilitate de a nu finanța o parte din uh, sectorul public din Statele Unite, avea un așa-numit government shutdown, deci o oprire ca la calculator. Dar uh, nu e chiar o oprire, e mai degrabă un mod sleep sau hibernate, pentru că, cum spuneam, anumite segmente vor continua să fie finanțate. Uh, și deci relaxare în continuare, dar o relaxare tot mai fragilă. Graficul arată destul de bine, trend în continuare ascendent. Vârfurile istorice la doi pași, 2008 2809 peste acesta 2018 28, sau uh, 2831. Piețele nu acordă prea mare atenție nici măcar multiplelor avertismente vis-a-vis -vis de situația din China a, cu, dat, cu situația datoriei sau piața imobiliară care a, a fost într-o fază speculativă și atunci când va da înapoi, va putea aduce pierderi și la nivel individual și la nivelul companiilor sau autorităților de stat. Deci va fi nevoie de un fel de bailout din partea autorităților centrale. O situație care atestă o anumită stare de spirit încă foarte relaxată. Cifrele de ieri au fost puțin mai slabe în zona Filadelfiei pentru indicele de activitate al FED, dar totuși constructiv, mai slab decât estimările doar. Uh, building permits decent, dar mai puține construcții uh, nou începute, mai puține lucrări uh, la imobile noi. Și uh, weekly jobless claims fenomenal de bun, 220.000, asta este o cifră foarte scăzută, arată piața muncii destul de, uh, destul de strânsă. Bun. În sesiunea de astăzi avem University of Michigan la ora 5 și în rest discuțiile acestea despre despre um, prelungirea finanțării pentru sectorul public sau nu. De asemenea, am avut în Europa Current, current Account, am spus, însă el este Germania plus, este surplusul comercial al Germaniei plus alte câteva câteva capitole, ajustat sezonier 32,5 în continuă creștere, probabil că trendul se va opri cu un euro situat acum mai sus. Deci, pare că se ține în continuare petrecerea pe o gheață destul de subțire și că piețele fac, un, fac o selecție, investitorii fac o selecție din materialele cunoscute, concentrându-se pe cele pozitive. Pe faptul că avem estimări de profitabilitate în creștere, nu numai în urma reformei fiscale, ceea ce a indus inclusiv o volatilitate foarte scăzută, ignorând ceea ce se întâmplă cu dobânzile, și considerând că e o chestiune sezonieră, și ignorând alte teme de risc politic. Dacă se va menține asta și la finalul sesiunii, atunci este posibil ca trendul să continue. În momentul în care el se va opri, avem destule repere de suport uh, mai apropiat 2792 și 2780, dar poate mai serios uh, uh, și mai, uh, mai solid 2769 și eu aș la această regiune de minime 2737. Și, uh, și Bun! În cazul, dacă tot suntem în zona piețelor de capital, pe US30, ceea ce văd este un, un trend cu niște corecții comparabile și cu nivel de extensie de 127.2 care n-a fost atins, deci 26.168. Este remarcabil, după părerea mea, cât de relaxat privește graficul din piața bursieră ceea ce se întâmplă în alte segmente. Însă, nu este din nou obligatoriu ca lucrurile să se mențină așa. US100 pe un grafic daily, pe futures, este ori e aproape ori tocmai a făcut. 68.45, 68.46. Da, a făcut un nou maxim istoric și trendul este în continuare unul ascendent. Ca și cum totul se va, se va încheia cu bine. Am mai discutat noi sentimentul acela că politica americană în astfel de momente pare ca un film de, de acțiune cu imaginea aceea de clepsidră, de cronometru, de countdown, cronometru care merge invers spre zero și care și care în cele din urmă, în ultima clipă sau în ultima secundă, este oprit și totul se rezolvă cu bine. Totul se încheie cu bine ideea aceasta para merge piețele și acum. Vom vedea dacă ea se menține sau nu. Suport la 25.876, linia de trend mai jos 845 și ulterior 685 în cazul US30. Pentru EuroSD, însă, este acum mai ușor de, de înțeles de ce dolarul bate în retragere, cu toate că dobânzile au fost în creștere. De altfel, dobânzile au fost în creștere nu doar în, nu doar în Statele Unite, ci și în Australia, de exemplu, sau în alte state în sesiunea asiatică. o să Mă uit acum la evoluția Germaniei, plus 0,01 puncte, deci de la sub 0,5, acum suntem aproape de 0,6, la 0,50, uh, deci de la sub 0,58 suntem acum peste, uh, ceea ce este o creștere, dar încă uh, nu suficientă pentru a uh, justifica uh, evoluția curentă. Avem deci această presupunere că BCE ul în ce din urmă va răspunde semnalelor din economia reală, chiar și oficial care înainte nu erau foarte, foarte dovish, pun în discuție, foarte hawkish, pun în discuție programul actual. Dar dolarul pierde teren de fapt în, în legătură cu această temere de government, de oprire a activității guvernamentale și uh, asta șterge uh, impactul pe care altfel l ar avea pozitiv uh, trendul de creștere a dobânzilor punând lucrurile cap la cap, este însă o reexplorare a zonei 12250123 123 pe care am mai văzut-o tatonată în câteva din sesiunile trecute și totuși nu e clar că pițele vor avea energia de a merge mai sus. 23-22 ar fi nivelul de rezistență și peste acesta, ar fi cazul să săpăm într-un într trecut mai îndepărtat, să facem o mică arheologie a nivelurilor de rezistență. Uh, 23 de, 1, 23, 63 ar fi următorul palier. Pe un grafic daily, sigur, ziua nu arată deloc rău acum. Um, bănuia la mea, ca să răspund unor întrebări care cred că uh, se se deschid așa. Bănuiala mea este că se va reuși totuși un, un acord și că dobânzile vor merge ușor în jos și uh, poate că dolarul va recupera uh, câte ceva, dar uh, dacă acesta va însemna un impuls decisiv în favoarea usd ului este cu totul altă discuție și Părerea mea e că, că pieței, pieței trebuie ceva mai mult decât atât pentru a reaprecia USD-ul. E nevoie să se consume o parte din, din niște fluxuri care pot însemna și fluxuri non-comerciale și non-speculative, fluxuri mai, mai mari de tip rezervă suverană sau pur și simplu să vedem. Cum, cum se profilează. Pe finalul acestei luni este așteptat um, un discurs cu uh, elemente despre programul de infra infrastructură. Uh, în același timp uh, este și această așteptare de uh, formarea unui guvern în Europa care uh, cumva menține Eurosede menține într-o zonă relativ înaltă. Deci, uh, Tehnica aș spune că piața are în mod normal în fața sa șanse pentru un, pentru un păstrarea intervalului, deci nu neapărat pentru un breakout, dar vorbim și de o fază senzitivă, o fază sensibilă a, a piețelor final de săptămână, discuție despre poziționarea în Statele Unite și cred că vor conta oarecum și datele, referitoare la consumatorilor și inclusiv one year și five year inflation outlook, dar mai ales va conta modul în care modul destul de destul de dur în care s-au purtat discuțiile și negocierile până acum o anumită înferșunare din partea celor două tabere din Congres și piețele cred că și-ar dori investitorii pentru dolarul american și-ar dori să vadă totuși o puncte de dialog și după, după controverse o înțelegere. Dacă nu se întâmplă un astfel de acord, dolarul este pus într-o poziție nefavorabilă și la revenirea sesiunea asiatică riscă deprecieri suplimentare, nu neapărat drastice, dar care ar putea deveni consistente în condițiile în care uh, Germania se îndreaptă spre un guvern. Deci acesta ar fi scenariul stelar pentru EuroSD, caz în care probabil că nu doar 1.2363, ci chiar niveluri superioare de rezistență ar putea fi vizate uh, după weekend. Uh, bun, pentru sesiunea de astăzi uh, ne uităm ca suport la 1.2218 și 1.2160 și avem în vedere, de asemenea, datele de la, de la ora 5. În cazul GBP GBPUSD, Tendința ascendentă a surprins mai mulți, mai mulți, observatori, dar este o tendință care, în ciuda negocierilor de Brexit, în care Franța ia un rol important și un rol, să spunem, destul de sever, totuși lira se apreciază și continuă această direcție. Datele de retail, datele de comerț în detalii, au marcat o încetinire spectaculoasă. Lunar minus 1,5% și anualizat 1,4%. Sunt greu de justificat ca date pozitive. Ce se întâmplă în piață? Vedeți, trendul e. Deci, datele au venit în această perioadă, au existat niște vânzări. Trendul e încă acolo și bețele sunt la 2 pași de maxime. Deci, e destul de clar că nu sfera macro e cea care domină acum. Rezistența ar fi 1,39, 41 și, și ulterior cred că avem diverse moduri de a desena canalul de trend, dar cred că putem aduce în discuție și nivelul rotund de, de 1,40. Însă, orientativ, poate că ar mai fi ceva pe la 1.3960, nivel de rezistență. Suportul ar fi dat de linia de trend. Cum o desenăm, sunt mai multe uh, variante. Unu ar fi, Una dintre ele ar fi să avem a, așa câteva puncte de contact și să considerăm această zonă excesivă, apoi așa, și uh, o a treia ar fi să avem un nivel, un trend astfel. Uh, Cred că toate au o mică utilitate, dar să nu le considerăm uh, linii de trend foarte puternice, de nespart. Ne uh, un suport ar fi astfel pe la 1.3882 și apoi minimul local 1.3853 și 1.3836 mai jos. Cred că este loc de anumite alunecări, dar trendul principal este încă ascendent. În ciuda orice trendul este în ascendent. Părerea mea că în momentul de față numai un government shutdown ar oferi realmente carburantul necesar mutării canalului de trend, intrării într-o altă zonă. Deci așa arată graficul, am avut o expansiune destul de pronunțată. Vă spun sincer, tehnic, nu arată rău, adică piața a mers linie aproape, suntem uh, într-o zonă în care statistic piețele s-au întors până acum, uneori cu mici depășiri, deci asta poate să însemne că e loc pentru o anumită depășire. De bun simț ar fi ca piețele să se întoarcă ulterior, dar să introducem și și stratul fundamental și acesta ne spune că uh, dolarul nu e prea simpatizat în această perioadă. Și în aceste condiții, chiar și GBP-ul se poate aprecia și chiar și cu date atât de slabe din retail, cum am, cum am văzut deja. Totuși, punând lucrurile cap la cap, eu văd mai degrabă o soluționare și uh, asta înseamnă de loc pentru uh, o corecție. Dar dacă nu se petrece și nu avem de unde să știm ce se va, ce se va întâmpla, dacă nu se petrece, riscul sunt în sens invers. Dolar-yen în scădere cu toate... Uh, cu toate manevrele pozitive din piețele de capital. În sesiunea de astăzi aici nu apar date din, din Japonia, așadar nici măcar diferențialul de dobândă în creștere n-a ajutat dolarien. Până una alta însă, pe termen scurt, poate să fie loc de. Avem aici un început de care pozitivă, un fel de engulfing bullish, dar pe un timeframe foarte mic. Deci și marja de acțiune e destul de limitată. Vorbim despre 110.68 și 110.86, urmat de 110.92 ca rezistență. Suportul ar fi la 110.50 și ulterior 110.25. Ce se întâmplă cu acest grafic daily? După weekend, dacă avem government shutdown și dacă nu avem. În prima variantă, cred că putem discuta de un 109.80 sau poate chiar de această zonă, mai nu chiar direct, dar poate pe parcursul zilei, de această zonă de suport. Vedeți, avem aici un minim, aici o zonă de minime și aici încă vreo 3-4. 3-4 punctări ca să mai zicem de candlestick desticurile care sunt mult mai numeroase. Deci zona 109, orientativ, sau puțin sub 109, 180 109, este o altă regiune de, de suport mult mai, mult mai puternică. Și dacă am ajunge acolo, am întări cumva intervalul de variație al până la urmă al ultimului an. Se poate spune că dolarul n-a fost într-un interval de variație. Uh, dar uh, fără o astfel de activitate, bănuiesc că piața ar, uh, ar uh, avea în vedere uh, o stabilizare și chiar la niveluri ușor mai ridicate. Dar uh, atenție și la modul în care vor închide piețele de capital. Până în bursa germană nu se dă deloc uh, bătută. Bun, uh, Nivel de rezistență ar fi 110,97, rotojit 111 și 111,35, apoi 111,48. Petrolul WTI în scădere, dar nu știu dacă nu e cumva o, o rulare aici, nu aștept neapărat să fi fost un gap acolo. Pe daily arată așa. Deci am fi ieșit dintr-o linie de trend mai agresivă. Datele referitoare la stocuri au arătat scăderi mai pronunțate ale stocurilor, creșteri pe partea de uh, distilate, dacă mă amintesc bine, uh, nu, creșteri pe partea de ghezolin, de benzină, scăderi pe partea de produse distilate și uh, pe termen scurt a fost o veste bună, dar ea nu e suficientă pentru a contracara uh, 1. o tendință corectivă, 2. De fapt, e mai mult laterală, pentru că cred că acest, acest gap este generat de o, de o rulare. Bănuiesc că avem de verificat în, în informațiile de pe site. Este o piață care a crescut destul de puternic și în cazul în care fie că e o rulare, fie că nu este, tinde să fie graficul să, poată, să fie tratabil exact ca și cum ar fi fost o mișcare normală, dacă închidem undeva sub 63, acest minim, avem poate loc pentru un 62.20 sau 61.41 niveluri de suport suplimentar, având în vedere mișcarea destul de pronunțată și având în vedere faptul că un impact economic negativ din partea limitării activității sectorului public înseamnă până la urmă și mai puțini angajați care trebuie să se ducă spre locul de muncă. Nu e neapărat o dramă dacă se întâmplă o zi-două, dar pentru o perioadă mai, mai prelungită înseamnă mai puțină cerere de uh, benzină, de exemplu. Și uh, având în vedere cât de mult se utilizează transportul personal în Statele Unite, uh, E, e, poate, e, poate, un aspect relevant. Bun. Ce mai este de uh, reținut aici? În cazul în care piețele revin, totuși avem rezistența 64-20 și 64-86, iar spargerea acestei linii de tren nu se ne neapărat uh, încheierea uh, perioadei optimiste. Ar fi nevoie de mai mult, uh, de mai mult pentru asta, Așa. Uh, ar fi nevoie de scăderi mult mai pronunțate și de fapt chiar dacă redefinim o linie de trend mai veche, o desenăm așa, uh, loc pentru ajustări încă spre 61 și tot ar fi pe o tendință ascendentă. Ca să mai vorbim de o alta mult, mult mai lentă, dar deja ar presupune ajustări importante. Uh, E vorba de o așteptare, dar o așteptare care tinde să devină ușor mai puțin favorabilă. Aurul a revenit în atenție, e de bun simț cu un dolar slab și cu nesiguranță în plan politic. 1344 rezistență, 1325 suport. Ar fi unul dintre instrumentele ce ar avea uh, vizibil de câștigat Dacă nu se ajunge la o înțelegere în această sesiune pe ultima sută de metri Părerea mea că totuși uh, uh, aurul își dorește, are niște fani în ultima perioadă Au fost și niște studii care uh, au arătat, de fapt studii și mai, mai puțini studii, mai multe articole care au spus că în perioada în care monedele virtuale, mai ales Bitcoin, scădeau foarte puternic, mai ales ca vizibilitate, nu neapărat ca procente, ca procente altele au scăzut mai bine, s-au cumpărat aur fizic mai mult. Ca și cum ar exista un fel de substituție parțială între aceste două. Dar, totuși, volumele erau de ordinul. o firmă spunea că a văzut 10 kg de aur, deci asta însemna echivalentul a câteva sute de mii de. De euro sau de dolari. Într-o zi e mult, dar, dar nu știu dacă este comparabil cu miliardele sau zecile de miliarde investite sau dezinvestite în, în acel domeniu. Dar e, e un fenomen interesant care trebuie urmărit, cred. O anumită corelație, poate inversă, în sensul că momentul în care ai niște uh, niște vânzări mai pronunțate, poate că în zona de uh, Bitcoin poți să uh, ai uh, un interes uh, în această regiune. Dar uh, o ipoteză care deocamdată nu este nu este științifică, este uh, fragmentară, este uh, parțial uh, trebuie uh, parțial uh, așa observațional uh, interesantă, dar uh, dar trebuie urmărită tehnic prin niște comparații, prin niște serii de date, și cred că un coeficient de, de corelație inversă nu arată extraordinar de bine deocamdată. Doar că putem să urmărim ideea în, în viitor, să vedem dacă ea se, apl se aplică, nu neapărat să începem să o, să o aplicăm așa fără analiză. Dar e totuși interesant că aurul a putut să crească consistent de dacă facem zoom out, însă se mișcă într-un fel de triunghi ascendent. Și pe mine asta mă interesează pe termen mai lung ce va face de aici. Va reveni pe scădere, va fi un breakout și atunci o să avem, avem vreo 300 de dolari lărgimea formațiunii. Sau vom avea un breakout și atunci 300 de dolari iar și înseamnă ceva. Dar mai e loc, observați, graficul acesta ne oferă luni de zile, chiar până spre a doua jumătate a lui 2018 timp pentru ca să apară o hotărâre. Și uh, bun, am uh, discutat despre foarte multe aspecte, însă acum suntem la leu pe Euroron, uh, o zonă mai uh, înaltă a cotaților pentru euro, mai puțin plăcută pentru leu. Uh, verific și cum arată cum arată cotația Robor, 1,99. Da, nu e nimic spectaculos, dar e, e totuși relevant pentru că leului i-ar trebui dobânzi ceva mai ridicate ca să nu, ca să nu resimtă această tendință de depreciere și există un risc de vulnerabilitate. Dacă spargem 4,66%, ne putem îndrepta atenția către 4,66, 50 și 67 și Graficul nu arată extrem de liniștitor acum. A fost o încercare de scurtă durată de a defini limita inferioară a intervalului și ulterior revenirea euro a fost destul de pronunțată. Motivație nu neapărat avem lucruri noi față de cele deja cunoscute și nici nu cred că e nevoie de, de, de alte argumente suplimentare. Eu cumva un un trend pe care îl vedem în piață, doar că un trend destul de liniștit. Suport la 65.50, 4.65, mai jos 64.50. Bun. Avem, deci, câteva date macro în această după dar mai ales acestea sunt date din Polonia, dacă sunteți poziționați pe Eurozlot, de exemplu. Dar mai ales la 5 în Statele Unite, la ora 8, numărul de sonde Baker Hughes, deși nu știu dacă apare chiar la ora 8, din câte îmi eu, e undeva mai târziu, câteva ore mai târziu, dar e, e un indicator care și-a făcut loc așa în, în instrumentarul traderilor pe petrol și mai ales discuțiile referitoare la finanțarea cu sectorul public din Statele Unite, iar duminică, dacă vreți să vă distrați, urmăriți ce se întâmplă duminică seara după votul SPD-ului și dacă merge înainte coaliția, asta poate să însemne un efect benefic pentru euro, dacă nu merge euro și posibil și piețele de capital să aibă de suferit. Un lucru mai trebuie precizat, dacă euro scade foarte puternic de la un nivel încolo, s-ar putea ca bursa germană să nu mai suferă așa de mult de lipsa unei coaliții. Bucurându-se pe termen scurt, de faptul că euro se ieftinește. În cele din urmă, e de văzut dacă această tendință va, va continua, dar vorbim de un, un posibil efect pe termen scurt care ar nu e exclus să fie diferit față de cel pe termen mai mai lung. Multă atenție, deci duminică și în această seară. Până atunci, însă, și în afara acestor lucruri discutate, să fie un weekend plăcut și o zi frumoasă astăzi. Toate cele bune. La revedere!